Pacea Domnului Iisus să fie cu voi. Amin. Știți ce face pacea lui Iisus în viețile noastre? Spune un cuvânt al lui Dumnezeu că bucurați-vă întotdeauna. Iar zic, bucurați-vă. Și pacea lui Iisus, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Fie ca în tumultul problemelor din viață și în tumultul provocărilor pe care vrăjmașul sau lumea ni le aduce, fie ca pacea lui Iisus să ne stăpânească inimile. Amin? Sfinților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu o să țin mult pentru că bucuria mea este să slujesc oamenilor. Și am doar câteva gânduri pentru dumneavoastră. În primul rând, aș vrea de curiozitate. Care sunteți din județul Arad și din zona Arad? Puteți să ridicați o mână sus. Haleluia. Care sunteți din afara Aradului? Mână sus. Slavă Domnului. De unde sunteți? Spuneți județul măcar, dacă nu orașul. Craiova. Craiova. Slavă Domnului. De unde? Aleluia. No, s-a unit România. Slavă Domnului. Slavă lui Iisus. Care dintre... Și din Germania? Slavă Domnului. Care dintre noastre sunteți sau vă însușiți ideea că sunteți născuți din nou? Ridicați o mână în sus. Amin. Slavă Domnului. No, hai să pun și o altă întrebare. Care dintre noastre credeți că nu-i creștin? Mâna sus. Mai. Slavă Domnului. A, care dintre dumneavoastră nu se consideră creștin? Mâna sus. Da, tot aia. Slavă Domnului! Ce să zic? Sfinților, ne bucurăm. Mă uit în Scriptură și văd că când vine vorba de vindecare și de eliberare, parcă sunt patru opțiuni sau patru variante pe care Dumnezeu le are sau Biblia le prezintă pentru vindecarea bolnavilor. Dacă sunt necreștini, există Marcu 16. Iată semnele ce vor însoți pe cei ce vor crede, pentru cei care nu cred. Semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, adică cei care slujesc în contextul de față, sunt creștini. Deci cei care slujesc vor sluji pe cei cărora vor avea anumite semne pentru cei necreștini. Pentru cei necreștini, există Marcu 16, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Dumnezeu să ne ajute să ne folosească ca semnele din Marcu 16 să ne însoțească și oamenii să vină la mântuire prin semnele care ne vor însoți. Amin? Iată un semn, își vor pune mâinile peste bolnavi pentru necreștini. Mai văd apoi pe creștini începători din Iacov 5 spune că, din punct de vedere istoric, și majoritatea lumii spune așa, cartea Iacov, epistola după Iacov, e cam prima scrisoare din Noul Testament, cam prima care a fost scrisă. Și a fost scrisă pentru că a început să se pocăiască mulți oameni, doar că nu știau, acum suntem creștini, suntem botezați, acum ce facem? Și l-a scris Iacov o scrisoare și a zis, dați-o la toate semințiile care o găsi eu, pe care găsiți să citească epistola asta. Și l-a spus despre una, despre alta, despre aia, alta, despre toate. Printre care, o întreba și așa, este printre voi cineva bolnav? O atins și punctul ăsta, o zis, este printre voi cineva bolnav? Ce să facă? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vă lunge cu un de lemn în numele Domnului. Deci, creștinilor începători, care n-au experiență în lucrarea de vindecare și în lucrarea credinței, Dumnezeu le spune, crezi că nu ai destulă credință și experiență cu Dumnezeu? Cheamă pe cineva experimentat să te ajute. Asta însemna cheamă pe prezbiter, nu neapărat să chem pe cineva ordinar, pentru că atunci nu erau ordinări specifice de prezbiter. Pentru că Ioan era prezbiter pe când avea undeva la vreo 20 și ceva de ani, nu știu exact cât.
Și culmea, presbiter, vine de la grecescul presbiteros, care înseamnă bătrân. Păi, la 20 ceva de ani nu ești bătrân. Deci se referea la ideea că cheamă pe cei care sunt experimentați. Amin? Dumnezeu să ne ajute să devenim oameni experimentați, pe care Dumnezeu să ne folosească să-i ajutăm și să-i slujim pe cei care încă nu au experiența necesară. Amin? Dumnezeu să slujească de mâinile noastre. Mai văd apoi vindecare pentru creștinii vechi, dar firești. Care e o biserică așa care a fost firească și carnală, dacă putem spune așa? Când spun firesc, mă refer că mergea pe sentimente, pe ceea ce se vede. Dar ei nu prea erau corintenii. Corintenii aveau multe, dar erau firești. Și Pavel le spune, nici nu pot să vă dau hrană tare, că voi sunteți firești. Și mă bucur atât de tare că le explică Pavel. Mă, oameni buni, voi când luați cina Domnului, luați-o într-așa măsură încât să deosebiți trupul Domnului. Că dacă nu veți deosebi trupul Domnului, e rău. Și din pricină că nu deosebiți trupul Domnului, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Pentru că ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Înseamnă să discerni care e sensul trupului Domnului, care e sensul pâinii de la cină sau oasemii, ce face ea? Dacă noi vom înțelege că trupul din cina Domnului este pentru vindecarea noastră, vindecarea va avea loc în trupul nostru. Dacă noi nu deosebim lucrul ăsta și dacă nu înțelegem și dacă nu ne însușim ideea că Dumnezeu vrea prin cina Domnului, mai exact prin trupul, prin pâinea azima de la cina Domnului, dacă nu înțelegem și dacă nu credem că Dumnezeu vrea să ne vindece prin pâine, nu ne vindecăm. Iar dacă nu ne vindecăm, rămânem bolnavi. Și din pricina asta, ne spune Pavel, sunt între voi bolnavi. Că Dumnezeu v-a dat cina, v-a dat masa Domnului, v-a dat o atingere fizică, o perspectivă fizică pe care poți să o ții în mână, să înțelegi, mă, uite, ăsta e trupul Domnului. Acum 2000 de ani cineva s-a atins de trupul ăsta și a plecat scurgerea de sânge. Când ai trupul ăla în mână, ține minte, ăla nu e pentru îmbolnăvirea ta, ăla nu e ca Dumnezeu să te pedepsească, ține minte, ăsta e trupul Domnului, care a fost rănit ca eu să fiu vindecat. De fiecare dată când luăm cina asta să ne însuflețească, când luăm din sângele mielului, să mulțumim Domnului că prin sângele Lui avem iertare. Doamne, iau din rodul viței ca simbol al faptului și ca mulțumire și ca comemorare, ca aducere aminte a faptului că acum 2000 de ani sângele ăsta a curs pentru mine. Și momentul în care ei lasă viața lui Dumnezeu să te inunde și să te umple de pacea Lui și lasă-te să simți că ești vrednic. Și momentul în care ai trupul Domnului în mână, înțelege, trupul Domnului a fost rănit. Trupul ăla specific a fost rănit ca noi să fim vindecați. Trupul Domnului n-a fost lovit pentru altceva. În vechiul legământ, un miel, când era jertfit, nu era lovit. Când era dat un miel ca jertfă pentru iertare, nu era bătut înainte. Dar Hristos a făcut ceva în plus. Pe lângă iertare, s-a lăsat lovit și rănit ca noi prin rănile Lui, prin rănile trupului acestuia pe care îl ții la mână, în mână la cina Domnului, prin rănile trupului acestuia, tu să fii vindecat.
Și mulțumim Domnului că a lăsat lucrul ăsta la îndemâna noastră. De azi înainte să privim masa Domnului ca o mare binecuvântare și ca o aducere a minte repetitivă prin care să ne însușim vindecare pe care Dumnezeu a pregătit-o la cruce pentru noi. Amin? Trupul Domnului este dat pentru vindecarea noastră. Amin? Și în al patrulea rând, și aici trebuie să ajungem cu toții. Creștinul matur este vindecat singur prin credința în Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 8:11, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Cine este Cel care are putere să învieze corpul ăsta? Duhul Sfânt. Dacă noi vom lăsa Duhul acesta Sfânt care e în noi, dacă vom lăsa să lucreze în noi permanent, 24 din 24, 7 zile din 7, El va produce sănătate în trup. Asta înseamnă să fii un creștin matur. Nu mai ai nevoie nici de slujitor, nici de oameni, ci tu ești un om puternic al lui Dumnezeu și orice diversiune îți va aduce vrăjmașul, tu ești în stare să stai drept în picioare. Pentru că nimeni nu te mai poate clinti. Asta înseamnă să fii matur spiritual. Să poți lăsa puterea Duhului Sfânt să lucreze în tine de plin. Și apoi să lași să curgă și în ceilalți. Amin? Și mă gândeam la o întrebare. Spune Osea, un verset din Osea, că poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Mă uit și astăzi că multe lucruri se întâmplă din lipsă de cunoștință. Mă uit că la începutul creștinismului, oamenii veneau în față la eliberare mai întâi. Oamenii atunci întâi erau eliberați și vindecați și după aia luau botezul și devineau creștini. Azi e invers. Azi, așa cum suntem, suntem botezați. Nu mai avem parte de eliberare. Și posibil de-a lungul vieții să strângem anumite legături, anumite duhuri de boală, de tot felul de legături din trecut, de vrăjitorie, blesteme, de mai știu eu pe une, tot felul de idoli, tot felul de legături din pântecele mamei. Și noi venim în viața de credință fără o slujire de eliberare. Devenim creștini și viața de credință e atât de grea. Pentru că mergem cu niște legături după noi. Păi în Fapte 8, când Filip merge în Samaria și predică Evanghelia, prima dată știți ce face Filip? Predică Evanghelia. După aia vindecă și eliberează. O, după aia cu niște oameni eliberați, e frumos. După aia i-o da botezul. După aia au botezat Filip niște oameni liberi. Dar de multe ori botezăm niște oameni legați. Nu-i grav dacă noi astăzi vrem să scăpăm de legăturile astea. Dar acum vreau să pun întrebarea asta. Ai tu nevoie de eliberare? Ai avut vreun moment în viața ta în care ai simțit că Dumnezeu te-a eliberat de anumite legături demonice? Dacă tu ai fi fost în fața lui Filip acum 2000 de ani și s-ar fi rugat pentru tine și ți-ar fi slujit, oare te-ar fi eliberat de anumite duhuri sau nu? Dacă sunt anumite legături peste noi,
Mă rog ca în seara asta să devenim conștienți și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ai hotărât să ne faci liberi de lucrurile astea. În seara asta vreau să fiu liber. Spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 10, cu 38. Un cuvânt atât de plin de conținut, atât de simplu și atât de greu de înțeles. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe jumătate. Vindeca numai pe aia care aveau 10 ani de pocăință. Vindeca Iisus numai pe aia care întâi țineau 3 zile de post. Spune că îi vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Scump frate, mi-e atât de greu să vorbesc despre asta, dar spun lucrurile astea pentru că vreau să fim liberi. Până nu vei conștientiza că ești apăsat de diavolul, nu te vei vindeca. Dacă în inima ta va exista ideea că Dumnezeu te ține apăsat, așa e să rămâi. Pentru că Dumnezeu nu eliberează oameni care cred în legături tot de la Dumnezeu. Cum să merg eu la Dumnezeu și spun, Doamne, scapă-mă de legătura asta pe care mi-ai dat-o Tu. Doamne, scapă-mă de legătura asta pe care știu, Doamne, că Tu mi-ai dat-o ca să mă curăț, ca să fiu mai bun, ca să fiu mai... Știu, Doamne, că am păcătuit, știu, dar, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Nu să poți avea credință în starea asta. Dacă vrei să fii cu adevărat liber în seara asta, te rog, înțelege că fiecare domeniu afectat din viața ta e posibil să fie afectat de un duh necurat. Fiecare boală din lăuntru tău, toate lucrurile astea rele, trebuie să le consideri dușmani. Dacă nu vei considera lucrurile astea ca fiind niște dușmani ai tăi, nu te vei putea lupta împotriva lor. Dacă vei crede că problemele astea vin de la Dumnezeu, credința e mică. Și Dumnezeu să ne ajute să ne identificăm cu versetul acesta. Făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol. Dacă ne considerăm și dacă te consideri în seara asta apăsat de diavolul, cere ajutor și Dumnezeu te scapă. Nu mai avea frica în inima ta că e posibil să fii de la Dumnezeu atacul ăla. Că dacă ar fi de la Dumnezeu, ai înțelege ce ai de făcut. Dar așa e că ești de atâta timp în probleme și nu știi exact ce vrea problema asta să facă în viața mea. Ce vrea să mă învețe? Ți-o tulburat familia, ți-o despărțit copiii, ți-o creat certuri cu pământuri, au fost implicate tot felul de blesteme și vrăjitorii și s-au dus în casa ta și în casa lor tot felul de idoli și lucruri închinate vrăjmașe și tu spui că asta e de la Domnul. Nu Dumnezeu aduce probleme în viețile oamenilor, ci diavolul. Și Dumnezeu vrea să ne scape de sub apăsarea diavolului. Amin? Așa că în seara asta când venim în față la slujire, dacă venim sau dacă vrem să primim libertate acolo unde suntem, să înțelegem pe deplin problema pe care o am eu, nu-i de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e Tatăl meu care mă iubește și vrea să mă scape. Problema mea e de la vrăjmașul care vrea să-mi facă rău și să-mi tulbure viața de pocăință. Dar astăzi mă ridic prin credința în Iisus Hristos și spun stop, nu o mai vreau. În numele lui Iisus să plece. În numele lui Iisus Hristos, libertatea să-mi cuprindă ființa și familia. Și din mine, din lăuntrul meu, din familia mea, din casa mea, din tot ce e al meu, orice nu-i din Iisus Hristos, să plece. Când vom avea o atitudine că problemele astea îs de la vrăjmașul și îs niște inamici, atunci ne vom putea împotrivi lor. Amin?
Dumnezeu să fie lăudat. Mă uit la de când mergem în slujire, fiecare loc e diferit. Fiecare întâlnire e diferită. Uite, vă spun o problemă pe care o întâlnim destul de des. Vin oamenii la rugăciune, vin în față la slujire și întrebăm ce vrei să facă Dumnezeu în viața ta. Și în special persoanele în vârstă sunt mai simpatice în direcția asta și spun cam așa. Uite, am probleme cu asta, am probleme cu asta, mă confrunt, am probleme cu asta, am o boală care se numește așa, am o boală care se numește așa. Dar eu vreau să scap acum de asta și de asta. Restul le duc. Știți de ce oamenii care sunt ținuți mult, mult în boală, acolo rămân? Pentru că li s-a obișnuit mintea că le duce. Și aici nu Dumnezeu e cel care nu te vindecă de lucrurile de care nu ești disperat să scapi. Ci e posibil ca involuntar să creezi un anumit zid al necredinței pentru domeniile din viața ta în care ești afectat, dar nu ești disperat să scapi de acolo. Dacă vrei să scapi de anumite situații, trebuie să vrei să scapi de acolo. Nu trebuie să le duci. Dacă ai 55 de ani și ai probleme cu oasele, dacă ai 60 de ani și ai probleme cu articulațiile și ai artroză, dacă tu spui că pe asta o duc, o duci. Dar ți-aduc aminte de ceva. Acum 2000 de ani, altcineva a spus lucrul ăsta pentru boala ta. Știi cine a spus că o duce? Hristos! Și Hristos vine în seara asta aici în față și te așteaptă ca tu să vii să îi dai ceea ce El a purtat la cruce, la calvar pentru tine, să-i dai fiecare boală, fiecare atac, ca să-ți dea libertate și să poți să o povestești la copii și la nepoți care e Dumnezeu pe care tu îl slujești și cum te-o vindeca de artroză la 60 de ani. Vrea Dumnezeu să te scape, știi ce spui tu? Doamne Iisuse, fii liniștit, cu asta mă rezolv eu. Asta o duc, Doamne. Te mai scap și pe tine de probleme. Oare nu e asta o dovadă și o lipsă de respect la adresa jertfei lui Hristos să spune, pe asta o duc? Am întâlnit cazuri, un om intrat în depresie cumplită pe tratament și spunea că Dumnezeu a îngăduit asta peste copilul lui, tatăl depresiv lui spunea, Dumnezeu a îngăduit asta peste el ca să-l țină aproape de Domnul. L-a ținut foarte aproape. Odată era la atâticată, la un ștreang. Cum putem spune că problemele ne apropie de Domnul? Mă rog ca Dumnezeu să ne facă conștienți și când venim la slujire și în fața lui Dumnezeu să fim liberi, să dorim și să ne dorim cu adevărat să scăpăm de problemele care ne apasă. Și în al doilea rând, ia viața ta de la un capăt la altul și uită-te ce anume, în ce domeniu anume nu simți biruință. Acolo unde nu simți, e posibil să fie anumite atacuri. Ce de scăpare în domeniul? Constați că ți-e frică? Ține minte, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Înseamnă că dacă există o anumită legătură a fricii care ne face să stăm acolo afectați, încătrăniți în frică, ne e frică și de umbra noastră, ne e frică că o să murim în accidente, ți-e frică de faptul că s-ar putea să fii atacat pe drum, ți-e frică de accidente, ți-e frică de boală, de moarte, ți-e frică de știri, ți-e frică... Acolo în duh te frică. Dacă tu ești disperat și vrei să scapi de lucrul ăsta, asta trebuie să conștientizezi, mă, am nevoie de eliberare. Și când te întreabă fratele ce vrei să facă Dumnezeu în viața ta, îi spui, vreau să scap de frică. Vreau să scap de dependența asta. Simt că s-a atacat de vrăjmașul și nu mai vreau să fac lucrurile alea. Nu mai vreau să gândesc așa, nu mai vreau să vorbesc așa, nu mai vreau să fac așa.
Dacă ai nevoie de eliberare, cere ajutor. Spune, am nevoie de ajutor în privința asta. Dacă sunt oameni care slujesc în domeniul ăsta, măcar atâta poți face. Vino înaintea lui Dumnezeu cu credință, cere ajutor, privește problemele alea ca un dușman și înțelege că Dumnezeu acum 2000 de ani a pregătit modalitatea ca tu să scapi de ele. Vino înaintea lui Dumnezeu, adu-le aici, spune-le și lasă-L pe Dumnezeu să te elibereze de ele și să simți cum lucrurile alea pleacă din tine. Să simți cum libertatea Duhului Sfânt îți cuprinde inima, trupul, sufletul și mintea. Amin? Dumnezeu în seara asta să ne facă liberi pe deplin. Mai e o problemă pe care o întâlnim în slujire și... Hai să mai pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră vrea în seara asta, nu neapărat în față dacă vrea să vină, dar care din seara asta ar vrea să fie vindecat și eliberat măcar într-o privință? Mână sus. Amin. Slavă Domnului. Problema este pe care o avea și Domnul Iisus. Domnul Iisus stătea în fața unei mulțimi mai mari decât asta. Și slujea acolo, Dumnezeu bolnavilor, slujea, își punea mâinile peste fiecare dintre ei, slujea, îi vindeca, îi libera, ducea bucurie, pace, predica. La un moment dat, se uită la ăștia la care i-a slujit, se uită la persoanele care încă stau la slujire. Și-a spus, mare-i secerișul, dar puțin sunt lucrători. Una dintre cele mai mari dureri pe care noi le avem e că nu reușim să-i slujim pe toți. Și vreau să vă învăț în seara asta cum totuși să primești slujirea lui Dumnezeu. Ți-aduc aminte că vin 10 leproși la Domnul Iisus și își spun problemele lor și Domnul Iisus le spune așa, duceți-vă de arătați-vă preoților. Ăsta era plin de lepră, pici, pe dincolo, așa. Avea lepră. Și zice, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și lepra era încă acolo. Dar el așa cum e, de la slujire, pleacă. Dar știți cum pleacă? Pleacă plin de ungerea Duhului Sfânt din Iisus. Și ungerea aceea a făcut ca după aia, după slujire, după rugăciune, să lucrezi în continuare. Dacă în seara aceasta vii în față și nu simți în momentul rugăciunii, cu toate că noi asta vrem, noi de asta stăm poate un pic mai mult, dacă nu simți complet atunci, nu pune punct. Ungerea Duhului Sfânt este pusă în tine. Și când mergi mai departe, astăzi, ea încă lucrează. Ea încă te vindecă. Ea încă te eliberează. Dacă noaptea aia și noaptea următoare încă mai ai anumite visuri murdare, nu te opri. Tu rupe legăturile alea în continuare și lasă ungerea lui Dumnezeu pe care o primești în seara asta să lucreze și în domeniul ăla. Și Iisus te va face liber. Vino înaintea lui Dumnezeu, primește ungerea Duhului Sfânt. Ține-o în lăuntru tău ca pe ceva scump și lasă-o să te vindece și să te elibereze pe deplin. În numele lui Iisus Hristos. Amin? Mă uit la un verset din Ieremia și m-aș ruga dacă frații care au cântat atât de minunat, dacă pot să mai laude pe Dumnezeu, în timp ce o să am un ultim gând și vreau să facem o chemare în față. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frații aceștia scump și ungerea Duhului Sfânt să fie și peste ei în continuare. Mă gândesc la un lucru minunat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 8 cu versetul 20. Secerișul a trecut
vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Așa se simte Biserica lui Hristos astăzi. O biserică plină de prorocii că ceva vine și parcă numai nu vine. O biserică plină de promisiuni, plină de așteptări, plină de așteptare ca lucrarea lui Dumnezeu să se manifeste tot mai mult, să se întâmple în bisericile noastre lucrări puternice, semne și minuni. Și sunt atâtea descoperiri și atâtea prorocii că vine vremea când Dumnezeu va lucra în chip minunat. Nu așa? Și așteptăm ca evrei așa și ne învârtim în cerc, în pustiu. Și spunem și noi ca evrei odinioară, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit. Și noi tot nu suntem mântuiți. Spune versetul 22. Nu este niciun leac alinător în Galad, nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea poporului meu? Punct. Nu se dă niciun răspuns aici. E doar o întrebare, dar eu cred că vine Osea și spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Așa că dacă noi vom pricepe și dacă vom lăsa cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe și să ne aducă cunoștință, știți ce? Iisus ne va învăța, secerișul vine! Și vine vremea când noi, copiii lui Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră și cei care vor vrea, vom secera promisiunile lui Dumnezeu. Și roadele împărăției lui Dumnezeu care constau în mântuire, în oameni mântuiți aduși în împărăția lui Dumnezeu, în vindecări și în eliberări mărețe, vor fi între noi, pentru că noi ne ridicăm și spunem, vrem să zidim ceea ce părinții noștri au dărâmat. Vrem să punem la loc de cinste ceea ce poate părinții noștri n-au mai crezut. Au spus că asta nu se mai întâmplă sau nu se întâmplă așa. Să fim niște copii ascultători de Dumnezeu care să spune, Doamne, folosește-ne și întregește-ne mintea să putem avea cunoștință ca între noi să se întâmple semne și minuni în numele Tău și să vină oameni la mântuire, să fim folosiți să salvăm lumea aceasta. Și în seara aceasta, asta vrem să se întâmple. Dumnezeu să ne elibereze de plin de orice legături ale întunericului. Și dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Și-ar vrea să facem o rugăciune împreună. Acolo unde ești, să știi că Dumnezeu te poate atinge și te poate face liber chiar acum. Și o să facem o slujire în față. Și îi prezint pe fratele Alin și pe fratele Vale, care o să fie și ei în slujire. Sunt niște oameni proroci al lui Dumnezeu și slujitori ai lui Dumnezeu. Și vor fi și ei în față. Dar Hristos este Cel care te atinge. Și acum, puneți minte la contribuție și gândește care sunt problemele de care Dumnezeu vrei să te scape acum. Ceea ce îți vine în minte acum, prima dată, e de la Duhul Sfânt. O să mă rog pentru fiecare și aș vrea să mă rog pentru toți. Dacă ai credință și dacă îți asumi cuvintele astea și dacă îți asumi ungerea Duhului Sfânt, ascultă bine ce spun. Ai să simți fizic cum Dumnezeu te atinge. Dacă vrei să primești harul lui Dumnezeu, acum, în momentul acestei rugăciuni, Dumnezeu te va atinge. Dumnezeu te va vindeca și te va elibera. Doar trebuie să privești bolile ca niște inamici și Dumnezeu te va scăpa de ele. Amin? Tată, în numele lui Iisus mă rog pentru frații aceștia scumpi. În numele lui Iisus Hristos chemăm ungerea Ta. Chemăm ungerea Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, ne predăm viețile în mâna Ta. Doamne, ne cerem iertare de toate lucrurile păcătoase pe care le-am făcut și conștientizăm că am făcut lucruri rele și urâte înaintea Ta. În seara aceasta ne mărturisim
că avem nevoie de mântuirea Ta. Doamne, îți mulțumim că ne primești în brațul Tău. Și în numele Tău, Tată, în numele Tău, Doamne Iisuse, pe baza faptului că ai murit pentru noi și ți-ai dat viața pentru noi, pe baza faptului că în jertfa de la Calvar avem mântuire, iertare, vindecare și eliberare, în seara aceasta o primim prin mâna Ta ca și un dar. Și în numele Lui Iisus Hristos luăm autoritate împotriva vrăjmașului. În numele Lui Iisus Hristos, orice nu-i din Iisus Hristos și produce boală, neputință, probleme, anumite duhuri de depresie, de anxietate, de moarte, de frică, în numele Lui Iisus, orice nu-i din Iisus Hristos, pleacă! Semena grauto firme na pladori gombede sandia, so aleluia! Simt ungerea celui preanal cum lucrează. În numele Lui Iisus, bol de inimă, fiți vindecate chiar acum în numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus, ficatul să fie vindecat în numele Lui Iisus. Bol de oase, în numele Lui Iisus, plecați de la oamenii Lui Dumnezeu. Trupurile acestea reprezintă templul Duhului Sfânt. Și templul Duhului Sfânt trebuie păzit întreg și fără cusur până la venirea Lui Iisus. În numele Lui Iisus, trupurilor, ascultați bine, în numele Lui Iisus, fiți vindecate chiar acum, chiar acum, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Orice demon de boală, de frică, de cancer, pleacă în numele Lui Iisus Hristos. Pleacă în numele Lui Iisus, pleacă în numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus, libertate de plină. Orice căpetenie demonică de vrăjitorie, în numele Lui Iisus, pleacă de la oamenii ăștia. Orice duh care aduce blesteme pe acești oameni, orice duh care ține casele înlănțuite și aduce un sentiment de bântuire în case, în numele Lui Iisus, pleacă! Fiți dezlegați de orice vrăjitorie, în numele Lui Iisus. Dacă s-au făcut blesteme peste voi, fiți liberi! Dacă s-au făcut farmece peste voi în momentul căsătoriei sau înainte, în seara asta, fii liber! Dacă peste căsnicia ta s-au rostit blesteme sau alte lucruri nepotrivite, în numele Lui Iisus să se rupă! Căsnicia ta să fie vindecată! Familia ta să fie liberă, copiii tăi să fie sănătoși, plini de viață, mintea lor să fie sănătoasă în numele Lui Iisus, mintea ta să fie vindecată în numele Lui Iisus. Rumena Sando Brighela Semenart, lasă ungerea Duhului Sfânt să lucreze în trupul tău. Aleluia! Aleluia! Romenta simene grado firme na gladori protesani agandiris. Rombi farto ruderi serranto mine glaido come ne gladiris. Si bratoso mene zidele venacano di ovori verst. Tot sistemul tău muscular să fie vindecat în numele Lui Iisus Hristos. Tot sistemul tău digestiv să fie vindecat în numele Lui Iisus. Tot sistemul tău hormonal să fie reglat în numele Lui Iisus. Ascultă bine trupul și sufletul. Ești al Lui Hristos. În numele Lui Iisus, orice legătură a vrăjmașului, fii ruptă în numele Lui Iisus Hristos. Trupule, capătă viață. Suflete, capătă pacea Duhului Sfânt. Aleluia! Aleluia! Doamne, îți dăm slavă! Tu ești lumina în întuneric, Doamne! Aleluia! Tu ești Dumnezeu care ne scapă, Doamne! Binecuvintez acești oameni în numele Tău!
în numele lui Iisus Hristos, orice duhuri de dependență în numele lui Iisus să fie rupte. Ascultă-mă bine, Duh încăpățânat de curvie, ce lucrez în mod atât de perfid împotriva trupului lui Hristos. Orice legătură care ține de Duhul de curvie în numele lui Iisus, pleacă! În numele lui Iisus Hristos. Duhuri de curvie, ascultați-mă bine, plecați în numele lui Iisus, plecați! În numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Orice duh de frică și de condamnare care vrea să-i țină pe copiii lui Dumnezeu legați în osândă, pleacă! Oh, Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că se rup legături, Doamne, îți mulțumesc! Aleluia! Rămânând într-un duh de rugăciune, dacă sunt oameni aici care au nevoie specifică de rugăciune, de slujire și vindecare și vor să iasă în față, o parte puteți să veniți aici unde o să fie o echipă și o altă parte puteți să veniți în partea aceea unde o să fie altă echipă. Și o să vă întrebe, frații, ce vrei să facă Dumnezeu în viața ta? Și spune-le în mod specific, care sunt problemele de boală sau sufletești în care vrei atingerea Domnului? Spune-i scurt și la obiect, nu trebuie neapărat să povestești trecutul, cum a fost de când te-ai născut, nu. Spune ce vrei să se întâmple. Nu veni ca și cum dacă Dumnezeu vrea să mă atingă să spună fratele. Nu, El oricum știe. Dar aici e vorba tu să-ți deschizi inima înaintea lui Iisus. Adu-ți aminte că un orb a venit la Iisus bâșbâind și Iisus l-a întrebat ce vrei să-ți fac. Iisus vedea că e orb, dar a vrut ca El să spună că vrea să fie liber. Și cei care rămânem, susțineți lucrarea lui Dumnezeu prin rugăciune. Amin? Rămânem în pacea Duhului Sfânt și în numele lui Iisus mulțumim fraților care cântă. Cu cât cântați mai mult, cu atât ungerea Duhului Sfânt este mai ușor de recepționat de oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.